Minel Prina a făcut anunțul la primele ore ale dimineții pe Facebook și a vorbit despre Slatina de acum 12 ani și Slatina din zilele noastre. Am construit în fiecare zi un oraș pe care mai întâi l-am visat și l-am iubit. Tocmai de aceea am decis azi, ca un om care înțelege să-și asume responsabilitățile și pentru care Slatina este mai presus decât orice ambiții, orgolii sau patini, să fac un pas în spate. Nu a fost o decizie ușoară, pentru că activitatea mea în primărie, pentru orașul nostru, pentru casa noastră, a reprezentat motivația mea zi de zi în acești 12 ani. Prina a vorbit despre investițiile care s-au făcut în Slatina în ultimii ani și despre cum s-au schimbat oamenii și locurile. Închei acest mandat convins că în fapt am deschis drumul pentru ceea ce înseamnă Slatina modernă, orașul cetățenilor săi. Dintr-o casă de lut, Slatina a ajuns astăzi un oraș în plină dezvoltare, un reper pentru regiunea Olteniei. Împreună cu oamenii din echipa mea, dar și cu dumneavoastră, cetățenii, am crezut că vom schimba Slatina. Și am schimbat-o. Chiar dacă am luat decizia de a face un pas în spate, visul slătinean nu se oprește aici. Las astăzi funcția de primar, știind nu doar că am încheiat proiectul sau am început unele noi, ci că avem un plan foarte clar cu ce mai este de făcut în orașul nostru. Fostul primar al Slatinei a vorbit și despre proiectele care trebuie să continue. În locul fostei unități militare vom avea o grădiniță, o casă a seniorilor pentru cei vârstnici, cel mai modern parc din Slatina și se vor construi 300 de apartamente moderne, o grădiniță în cartierul Eugen Ionescu. În pădurea Strihariți va fi un parc tematic și de agrement. Vor fi extinse și modernizate unitățile de învățământ, astfel încât toți copiii noștri să învețe dimineața. Se va face o sală de sport la școala Blaicu Vodă, o clădire nouă la centrul de excelență, o universitate în fostul liceu de construcții. Vor fi construite locuințe sociale, parcări supra și subterane. Se vor construi piste de bicicliști și se vor moderniza sistemele de semaforizare. Minel Prina a avut o activitate de peste 12 ani în administrația locală. A fost director tehnic, administrator public, viceprimar, iar în februarie 2013 a fost ales primar al Slatinei. Demisia sa a fost înregistrată în această dimineață la primărie.